Cunosc, sunt Cătălin Lupu, președintele executiv al organizației UNFR și vreau să vă anunț că de ieri avem un nou coleg înscris oficial, deputatul Anton, care va fi prim vicepreședintele organizației UNFR Giurgiu. În weekendul trecut, la Brașov a avut loc reuniunea națională a organizațiilor de tineret, în care principalul obiectiv a fost stabilirea strategiei de acțiune a aripii tinere, precum și atingerea obiectivului Uniunii de a avea 1 milion de membri până la alegerile din 2016. Cum? Te județ? Sperăm pe regiunea noastră, sud. Pe câți alegeți? La ce vă referi? La membri. Total organizație, aproape în jur de 2000 la nivel de județ. La această reuniune s-a discutat și cele două proiecte pe care au fost inițiate de către Gabriel Oprea, respectiv votul de la 16 ani, care îl susținem în continuare și sperăm că până la urmă să fie aprobat, și alt proiect nou, care zic eu că va fi de mare interes, se numește Primul Loc de Muncă, care vor avea anumite avantaje. În acest proiect vor avea avantaje și angajatorii și angajații. Referitor la asta, vreau să vă spun că angajatorii care vor încadra cu normă întreagă pe durată nedeterminată tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani vor primi lunar pentru fiecare tânăr încadrat la primul loc de muncă o sumă egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Totodată, angajatorii vor fi scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru aceste persoane pe o perioadă de 18 luni. De asemenea, angajatorii vor fi obligați ca să păstreze raporturile de muncă cu aceștia cel puțin 36 de luni. Și prima mașină va fi un proiect revoluționar pe piața muncii. De asemenea, s-a mai discutat ca la nivel național, știm că este un obiectiv greu de îndeplinit, dar să sperăm că vom atinge acel obiectiv de 1 milion de membri. Dacă aveți întrebări? Haideți să vă spun, asta având în județ, nu s-a făcut neapărat o medie, că am înțeles că s-a discutat mult suma aceea de 20.000. Nu neapărat trebuie să avem noi 20.000. Noi vom încerca să ajungem la... S-a făcut o medie per țară, împărțit la câte județe sunt. Dar trebuie să avem în calcul că avem primari care conduc unități administrative teritoriale destul de mari și care pot ajuta. De exemplu, primarul Onțanu, primarul de la Călăraș, avem primar la Cara Severin, primar la Baia Mare. Și păstrăm proporțiile la mulți. Așa s-a stabilit. Noi încercăm să ne apropiem cât putem de mult. Știm că este destul de greu, dar încercăm să ajungem la această sumă. Ne ajută și domnul de la opinia domnului Cim, o să ne ajute și el. Marina, am venit după el? Marina, domn. Deocamdată s-a înscris, urmează ca săptămâna viitoare să avem o conversă de presă și cu dânsul și sperăm să aducă și dânsul în plus valoare organizației. În ce caz, domnul Anton, din câte știți, în 2011, UNPR-ul era în alianță cu PDL-ul, față de UNPR atunci și domnul Anton și-a respectat cuvântul. Sper ca și acum să-și respecte cuvântul prin vicepreședinte. În media giurgiuveană s-a vorbit despre legătura cu telefonul cu general Oprea cu Vasile Mustăța. Da, pot să vă spun că în seara aceea, la ora 19, exact cum s-a scris în presă, chiar eram la masă cu domnul general, cu domnul Anton și nu s-a primit nici telefon, nici SMS. Posibil au greșit doar. Nu cred că... Deci nu s-a discutat. Eu vă spun că la nivelul domnului Oprea nu s-a ajuns cu astfel de discuții. În eventualitatea în care totuși Vasile Mustăță și-ar afirma intenția de a se înscrie în UNPR, ce șanse acordați? Vă dați seama că mai e prematur să discutăm. În primul rând să vedem intenția dânsului, dacă are, și după aceea discutăm. Să vedem ce intenție are și
dacă va dori acest lucru. Dar trebuie să vă spun, ce am văzut în presă, deci nu pot să vă confirm că s-a discutat la nivelul domnului general. Poate au fost discuții în alt cadru, dar față de mine, de domnul Anton, de domnul Teodorescu și de domnul general, nu s-a purtat astfel de discuții. Ați mai spus dumneavoastră ceva, că intrase alții... Nu, dar despre cine că am zis aleși locale, aveți. În județ avem 9 consilieri și era domnul primar de la Vărăști, care acum este suspendat. Nu, pentru mult timp, în maxim 2-3 săptămâni. E posibil să revină, da. Despre obiectivele pentru alegerile locale, vă doresc primar la municipiu, obțineți funcțiile astea? Ideea este că deocamdată nu putem să, că nu știm cum vom merge. Deocamdată structura e să mergem alături de PSD, dar nu putem să știm ce va fi alături de PSD. Deocamdată asta e strategia. Președinte interimar, organizația județeană. Președinte executiv al organizației. Domnul Nistor. Anunțăm următoarea conferință când va fi și domnul Anton. Înțelegeți să scrii. Nu, mă, nu știu dacă te-au cât tine. Tu vrei să mergeți care n-aveți mașini?